Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. Astăzi nu facem sinteza săptămânii, adică nu analizăm așa cum v-am obișnuit principalele evenimente ale săptămânii. Discutăm altceva, câteva chestiuni extrem de importante, pentru că a avut loc o ședință extraordinară a Consiliului Local, în cadrul cărei au fost supuse aprobării câteva proiecte importante, zic eu, pentru comunitate, pentru pășcăneni. Din păcate, din cele patru, doar unul a fost aprobat. Celelalte trei au fost respinse pentru că consilierii de la putere, de fapt, cei din PNL și Pro-România, de la Pro-România, s-au abținut, motiv pentru care n-au fost numărate suficiente voturi pentru ca proiectele să treacă. Vom discuta despre aceste proiecte, veți vedea că sunt proiecte importante. Ciudat este faptul că politicienii, cei care acum, iată, se află la putere, când erau în opoziție și în perioada campaniei electorale, au promovat aceste idei, aceste proiecte, că sunt necesare pentru comunitate. Iată, în momentul de față, lucrurile, argumentele par să fie diferite. Este greu de înțeles de ce acum, când în Consiliul Local se pun în discuție probleme serioase, proiecte care ar putea îmbunătăți viața pășcănilor dacă ele ar fi realizate, se pune încă o dată în față argumentul politic. Pentru că nu mai suntem în campanie electorală și ar trebui să nu mai conteze lucrul ăsta. Ei bine, contează din ce în ce mai mult argumentul politic, chiar dacă facem rău sau, iată, se face rău comunității prin acest vot împotriva sau prin abținere. Invitații mei de astăzi sunt Sorin Olariu de la PMP, consilier local. Bun venit! Bună seara! Bine v-am găsit! Și doamna Gabriela Nedelcu, consilier local PSD. Bun venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor! Bun, am invitat și pe cineva de la PNL, din păcate n-am primit niciun răspuns până când, iată, am intrat în această emisiune. Ne-am obișnuit cu această atitudine, dar vă invit să urmăriți, după această emisiune, să urmăriți ședința Consiliului Local, pentru că argumentele pro și contra au fost exprimate foarte clar acolo în ședința Consiliului Local. Și cei interesați să afle ce anume au spus consilierii PNL sau cei la Pro-România pot urmări în această înregistrare. Bun. Haideți să începem cu proiectele, dar înainte trebuie să am o obligație, un drept la replică primit de la domnul Claudiu Bodașcă, consilier local, fost consilier local al municipiului Pașcani. În momentul în care am primit dreptul la replică, domnia sa încă mai era consilier, acum este administrator public. Într-o emisiune, când am discutat despre validarea aleșilor locali, domnul Sorin Olariu, invitatul meu, a făcut o precizare în legătură cu domnul Bodașcă. Domnia sa, domnul Bodașcă, nu este de acord cu precizarea respectivă și am să citesc acest drept la replică. Este obligație, iar pe dreptul la replică veți putea urmări o fotografie, două fotografii care mi-au fost trimise. Deci, referitor la emisiunea Pulsul Zilei, a început domnia legii la Pașcani, difuzată pe 30.10.2020. Menționez următoarele, spune domnul Bodașcă. La începutul emisiunii, unul dintre invitații postului de televiziune, și anume domnul Sorin Olariu, a făcut afirmația că subționatul în cadrul ceremoniei de depunere a jurământului de către consilier local ar fi depus jurământul fără să pună mâna pe Biblie. Ori așa cum se observă din filmările difuzate de postul dumneavoastră de televiziune și celelalte televiziuni prezente la ceremonie, Pe toată durata depunerii jurământului, mâna mea stângă s-a aflat așezată pe Biblie și Constituție. Pentru a nu exista niciun dubiu, v-am trimis pe adresa de WhatsApp a postului de televiziune două fotografii oficiale, exact cum vă spuneam, le puteți urmări. Ăsta este dreptul la replica domniei sale. Bun, vreți să completați ceva în legătură cu chestiunea asta? Într-adevăr, domnul Bodașcă are dreptate, din poziția în care eram eu, probabil, hai să zicem, am greșit până la urmă ormii, n-am văzut bine, dar n-am văzut și n-am să dau numele celorlalți consilieri, ca să nu mai fie nicio problemă.
Sunt consilieri care nu au pus mâna pe Biblie, asta, bine, nu e, e chestiune de, poate și din cauza emoțiilor, nu e neapărat o culpă sau eu știu, nu au vrut. Pentru că chiar mă uitam și pe site-ul, pe pagina celor la PNL și nu au toate post de toți consilierii. Da? Am înțeles. Probabil am văzut pe altcineva și a fost un curcător. Da, eu oricum, nu cer scuze, am greșit, recunosc, asta e. Bun, haideți să trecem să discutăm chestiuni serioase cu adevărat. Astăzi spuneam ședință extraordinară convocată de consilierii din opoziție pentru a fi discutate patru proiecte de hotărâri inițiate de domnul Olariu. Proiecte care au fost depuse de-a lungul timpului în ultimele luni de zile și care până acum n-au intrat în dezbaterea legislativului local. Iată, a fost convocat Consiliul Local. Acum a fost găsită o oportunitate pentru că consilierii de la putere sunt cu doi în minus după demisiile celor doi consilieri care unul este administrator public, celălalt este consilierul primarului și spuneam, opoziția a găsit oportun să discute și chiar să treacă, să fie aprobate aceste proiecte. Primul dintre ele, toate sunt importante, dar le luăm pe rând. Primul dintre ele se referă la aprobarea finanțării, adică să fie alocați banii necesari din bugetul local pentru realizarea unui studiu de fezabilitate în vederea realizării amenajării sau înființării unei zone de agrement în municipiul Pașcani denumită zona de agrement Lacul Peștișorul. Știți cât s-a discutat, cu câtă patimă s-a discutat acest subiect? Uite cum arată Lacul Peștișorul, uite că fosta administrație nu știe să facă, nu are capacitatea să facă. Și acest subiect extrem de interesant pentru toți, nu doar pentru politicieni, a generat, iată, și un astfel de proiect. Și anume, acolo să fie făcut un studiu de fezabilitate, din care să reiese o soluție tehnică, cum anume să arate pe viitor această zonă de agrement. Proiectul a fost însoțit, sau este însoțit, din câte știu, și de o serie de planșe. Din planșele respective, zona ar putea arăta foarte bine chiar. Bun, proiectul a trecut spre surprinderea mea, pentru că unul dintre consilierii de la putere, de la Pro-România, domnul Stamatin, a votat. Cu gândul cel bun, cred eu, după care a revenit la linia de partid. Dar pe acest proiect, cu votul domniei sale, trebuie să recunoaștem, cu votul domniei sale, acest proiect a trecut. Bun, haideți, prezentați, vă rog, proiectul. Eu am să merg un pic mai în urmă și anume am ajuns în situația să convocăm o ședință extraordinară pentru faptul că domnul primar nu a binevoit să pună aceste proiecte în termen legal. Când ați depus proiectul? Codul administrativ spune clar, în 30 de zile trebuie să avem și rapoartele, da? Să fie depus pe ordinea de zi. În cazul în care nu este o ședință ordinară, că despre asta e vorba, poate să depășească acele 30 de zile, dar în prima ședință ordinară trebuie pus. Prima ședință ordinară a fost săptămâna trecută sau când văd. Ei, domnul primar avea obligația să fac chestia asta. Bineînțeles că la momentul respectiv cei din compartimentul de specialitate nu făcuseră rapoartele, ținând cont că proiectele sunt și din luna 6-a, și din luna 8-a, și din luna 9-a. Închipuiți-vă că astăzi suntem în luna 12, da? Adică e cam mult. Trecem peste încălcarea legii, deși la Pașcani... Nu aș trece peste această chestiune. Deci proiectele care au fost depuse, iată, pentru a fi dezbătute în Consiliul Local, înțeleg că n-au fost însoțite de rapoarte, da? N-au fost însoțite de rapoarte și nici măcar n-au fost puse pe ordinea de zi. Deci semnalul a fost trimis deja. Nu le vrem. Bun. Cine ar trebui să facă rapoartele respective? Toate compartimente de specialitate. Depinde. Spunem acum, spunem zona de agrement la Peșor. Avem urbanismul, avem investițiile, cei de la economic, cei de la achiziții. Adică funcționarii de acolo? Funcționarii din primărie. Bun. De ce nu le-au făcut? Păi asta este o întrebare foarte bună. Pentru că sincer, nu știu de ce, pentru că n-am primit un răspuns. Ați întrebat? Ideea e în felul următor. Era obligația primarului, în momentul când tu ai o ședință ordinară,
Păi, ia să vedem ce proiecte avem care se încadrează. Cei de, cum spun eu, juristul primăriei și ceilalți spunea, trebuia să spun, domnule, avem proiectele astea, n-aveam rapoarte. Primarul, în momentul ăla, trebuia să spună mâna pe telefon și spună, acum îmi faceți rapoarte. Bun, noi vom adresa o cerere de informații publice pentru a afla care sunt motivele pentru care funcționarii publici nu au reușit, nu au vrut sau nu li s-a dat voie să întocmească aceste rapoarte de specialitate privitor la aceste proiecte de hotărâre. Contează cine anume inițiază proiectele contează ce subiecte sunt puse în discuție. Treaba funcționarului este să întocmească un raport privitor la subiectul pus în dezbatere. Cred că este obligația lui și vrem să aflăm dacă cumva funcționarii se ocupă și de altceva. Adică fac politică sau dumnealor decid ce anume proiecte intră sau în consiliul local. Deci trebuie să aflăm chestiunea asta. Vă rog, mai departe. Dacă mă uit la proiectul ăsta cu zona de agrement a lacului Peșor, are 6 luni. 6 luni și câteva zile. Adică despre ce vorbim? Nu sunt 30 zile, nu sunt 4 zile. Îi va suna cineva de la primărie, vreun funcționar, să vă întrebe ceva, dacă n-a înțeles ceva? Absolut nimic. Și se vede după cum au făcut și rapoartele. Alea se văd clar că sunt făcute la ordin politic. Rapoartele făcute de cine? De compartimentele de specialitate. Chiar le fac. Da? Și avem aici la acest proiect, am explicat destul de clar. Eu îmi doresc, și am pus și în anexe acele fotografii, să implementăm, hai să zicem, viziunea pe care, pe care eu o văd pentru lacul Peștișorul și nu numai eu. Pentru că acele desene și în viziunea respectivă este și, cum spun eu, imaginația unui arhitect, da? Viitor arhitect. Da? Hey. Și acolo este imaginația mea cu cea împletit cu cealaltă imaginație. Și avem acolo. Și am cerut un studiu de fezabilitate, dacă este fezabil să putem face așa ceva. Nu am cerut nici să facem nici nimic. Dom'le, hai să vedem. Este fezabil? Este în regulă ceea ce am propus eu sau nu? Studiul de fezabilitate spune, dom'le, du-te, dom'le, chestia acasă, du-te acasă că nu e sănătos. Sau spune, da, foarte bine, se poate implementa, facem mai departe, mergem un studiu, cerem certificat de urbanism și așa mai departe. Deci sunt două variante. De ce nu se dorește? Asta nu mai știu. Pentru mine, cum spun eu, este o mare surpriză faptul că am văzut, domnul primar ne spunea că în campanie electorală vrea să facă lacul Peștișorul să fie povești, și fel de povești, cum le-am spunea și acum în ședința de Consiliu. Surpriza mea a fost la cei de la Pro România. Și pe acestea care vreau să mulțumesc domnului Stamatin că a votat acest proiect. Și sunt conștient că acum, deci pentru proiectul ăsta, a votat cu inima. Dar vedeți că la celelalte proiecte probabil a fost tras de mânicuță și și-a adus aminte că face parte din România. Pro-România. Ideea în felul pe următor. Pe inima s-a făcut cât un purice. Eu sunt dezamăgit de către domnul viceprimar Rățoi. Pentru că aduceți-vă aminte, la masa asta era. Îl văd, parcă îl văd și acum, mă uit acum la el, și cât de revoltat era când spunea, domnul, când este ceva pentru pășcani, pentru pășcăneni, pentru copiii noștri, pentru, pa, era extraordinar, votăm tot, nu contează, n-are importanță, ce politic. Deci făcea atunci niște, cum spun eu, să nu zicem istericale, era foarte agitat. Sau după, la un moment dat ne spunea, domnule, n-ați văzut cum se uită consilierii locali unul la altul să vadă cum și care ridică mâna, e posibil așa ceva? Și dumnealui ce face? Îl trage de mine câțul pe domnul Stamatin să nu mai voteze. Bun. Eu oricum, îi mulțumesc domnul Stamatin, eu sunt, cum spunem, eu îl cunosc pe domnia sa și știu că este un om, cum spun eu, care chiar și-a dorit acest lucru și își dorește mai mult, dar astea sunt posibilitățile, ținând cont că este într-un partid regimentat și este la putere și nu are nimic de spus în sensul că nu are libertate. Eu îl înțeleg și îi mulțumesc pentru că a votat acest proiect și pe el personal îl voi înțelege pe viitor că nu are altă portiță. Haideți să ieșim din această zonă politică. Foarte pe scurt, explicați puțin ce anume doriți să se întâmple acolo, adică cum anume să fie făcută investiția. Ce vreți să fie făcut? O clădire, o copertină, o... ce anume? Nu am pozit la mine, dar știți bine, am postat. Deci vine amenajat Luciu de Apă, insulița. Ați văzut pe Luciu de Apă, dacă cei care își mai duc aminte fotografiile. Avem cu un debarcadier cu bărcuțe. În partea unei este fostul ștrand, da?
Acolo este un platou cu niște căsuțe, unde vor sta niște comercianți, un amfiteatru pentru timp de vară, chiar și iarna, pentru că și iarna au spus să spectacole pe acel loc, și undeva în mijlocul, deci vara se poate copii cu biciclete, cu role, cu rămâne un platou așa liber în mijlocul acelui platou, și iarna se poate amplasa un patinoar cu pe gheață, da? Ei, de unde bani? Dar nu, că poți să-l și închiriezi patinorul. Deci am înțeles, de unde bani pentru investiții? Pentru investiții, simplu, fonduri europene, pentru că acum trebuie să recunoaștem că fondurile UAT-ului nu ne permit așa ceva. Bun. Pentru că mai sunt și alte investiții, mult mai mari. Bun, deci, oameni buni, ca să fie făcută o investiție, mai întâi trebuie realizat un studiu privitor la acea investiție. Cum anume arată, unde să fie amplasată, dacă e bine să fie amplasată acolo sau nu, cât costă o estimare în sensul ăsta și așa mai departe. Voiam spune, pentru că și numele, deci denumirea spune, dacă este fezabil, acel lucru este fezabil sau nu? Lumea nu știe deci de fezabil sau nefezabil. Era doar o propunere. Am înțeles. Încep să explic oamenilor care se uită la televizor. Da? Era nevoie de acordul Consiliului Local pentru a fi făcut un astfel de studiu, da? Niște specialiști să vadă la fața locului, să facă măsurători și așa mai departe, și cu studiul respectiv, consilierii locali puteau să meargă mai departe. Adică, mergem la următoarea etapă. Facem proiecte, găsim surse de finanțare, organizăm licitații, ne apucăm de lucru și așa mai departe. Adică etape care se fac, etape firești pentru fiecare investiție. Înțeleg că discuția sau proiectul respectiv n-au obținut decât avizul Comisiei de Învățământ. Eu v-am spus cum e în acest consiliu local nebunia în comisii. Comisia juridică n-a dat aviz, Comisia economică n-a dat aviz, Comisia administrativă n-a dat aviz. N-avem majoritate. Pentru că în acele comisii PNL-ul și Pro-România au majoritate. Singura comisie în care opoziția are majoritate a dat aviz. Deci Comisia pentru Educație, Sănătate, Tineret și așa mai departe a dat aviz pentru acest proiect. Bun. Dumneavoastră faceți parte din Comisia juridică, da? Da, fac parte din Comisia juridică. Care au fost motivele? Au încercat să aducă în vedere diverse aspecte de tehnică legislativă. Noi chiar am făcut o observație pentru că undeva se vorbea despre legea 215 și noi, consilierii la PSD, am hotărât să eliminăm acel paragraf. În rest, sunt discuții fără valoare, din punctul meu de vedere. Eu cred că nu există pășcănean să nu-și dorească ca acea zonă să devină într-adevăr un punct de atracție. Parcul municipal a fost amenajat prin fonduri europene. Urmează în perioada imediat următoare amenajarea, reabilitarea Palatului Cantacuzino, dar nu numai al lui, și a tot ce înseamnă zonă din prejurul Palatului. Și acolo proiectul este foarte frumos. Rămâne doar lacul Peștișorul ca un punct negru pe harta acelui suprafețe de teren. Niciodată n-au fost suficienți bani la bugetul local pentru a se face o reabilitare în totalitate a lacului Peștișorul. Dacă vă aduceți aminte, acum cred că vreo 8 ani sau poate mai mult a fost un proiect pentru consolidarea doar a unui mal al lacului și valoarea estimată a fost atunci, dacă mi-aduc aminte bine, în jur de 8 miliarde vechi, deci numai pentru un versant al lacului Peștișorul. În atenția noastră, cel puțin cât am fost în primărie, a fost cu prioritate găsirea unor surse de finanțare alternative, cum sunt fondurile europene, pentru a reabilita și lacul Peștișorul. În exercițiul acesta financiar n-a fost nicio linie pe proiecte europene deschisă în care să fie eligibilă acest gen de investiție. Dar pentru că privim în viitor și trebuie să privim întotdeauna când facem și vorbim de administrație publică locală, când vorbim de administrarea orașului, trebuie să privim și să avem viziune de viitor. Am propus acest proiect, pe lângă alte patru, ca să fie cuprins în strategia de dezvoltare a regiunii Nord-Est pentru exercițiul financiar următor.
Deci, proiectul privind amenajarea lacului Peștișor și a zonei din împrejurimi este deja în strategia de dezvoltare a regiunii Nord-Est pentru exercițiul financiar viitor. A, deci, posibilitatea de finanțare din fonduri europene, da? Cu posibilitatea, cu prioritate de finanțare din fonduri europene pe regiunea Nord-Est. De aceea vreau să-l felicit pe domnul consilier Olariu că a depus acest proiect și mie îmi pare foarte bine că a trecut proiectul, pentru că astfel... Din întâmplare. Din întâmplare, da. Dar îi face un bine și actualului primar, care s-a laudat în campania electorală că va amenaja acest proiect, pentru că, în baza ceea ce s-a votat astăzi, vom regăsi în lista de investiții pentru anul viitor elaborarea acestui studiu de fezabilitate, probabil că se va face la anul, și numai bine când se deschide următorul exercițiu financiar, administrația locală îl va depune și va putea foarte ușor să acceseze aceste fonduri. Și mai vreau să fac o remarcă. După ce s-a prăbușit acel mal al lacului Peștișorul, neavând un buget, neavând un proiect, poate dacă aveam un proiect cum va fi la anul, am încercat prin gospodăria comunală să amenajăm cumva, să igienizăm. Am încercat prin forțe proprii să dăm totuși, să readucem măcar luciu de apă la zona respectivă. Bineînțeles că am primit reclamații la Inspectoratul de Stat în Construcție, invocând că noi am trebuit să avem autorizații, proiecte, și trebuie pentru care s-au sistat lucrările. Și vedeți, și acum au rămas bolovanii tot acolo. Probabil că dacă ne lăsau prin gospodăria comunală, reușeam măcar să curățăm, să consolidăm cumva acel mal și să avem măcar luciu de apă. Cine a făcut reclamații? Nu știu. Și sunt secrete sau cum? Nu știu, eu n-am văzut-o, dar noi am sistat lucrările în baza acelei reclamații. Am multe întrebări, cu rugămintea să răspundeți ca oamenii să înțeleagă. Dumneavoastră sunteți consilier local, nu toți sunt juriști, sunt câțiva juriști. Dumneavoastră sunteți profesor, dumneavoastră sunteți inginer și așa mai departe. Care e modalitatea de lucru? Cineva vine, iată, propune un proiect de hotărâre pentru a fi dezbătut. Cumva s-a transformat comisia juridică, cea economică, funcționarii din primărie, într-un fel de instanță supremă, adică nu cumva consilierii, cei din comisiile de specialitate, funcționarii din primărie, sunt plătiți pentru a ajuta așa încât proiectul să devină fezabil, să fie bun? Sau se adună 100, citesc un proiect și spun, nu-i bun, nu-l votăm. Du-te cu el acasă. Până la urmă, administrația locală s-a împărțit în două bucăți, una care vine cu un proiect și ceilalți vin și spun, dole, nu-i bun. Nu toți trebuie să muncească pentru comunitate, pentru că toți sunt plătiți din bani publici? Din păcate s-a văzut și astăzi că chiar dacă ideile sunt bune, chiar dacă proiectele sunt bune, faptul că nu sunt inițiate probabil de actual primar nu trebuie să treacă. Și mă întorc la exemplul ședinței anterioare când, după cum ați văzut, în programul de activități culturale și sportive și educative de la Primăria Municipiului Pașcani au dispărut foarte multe activități. Eu întotdeauna am considerat că sărbătorile de iarnă, ziua de 1 iunie, pentru copii trebuie făcut orice efort financiar pentru a le aduce o bucurie în suflet. Deci nu mai avem nici festivalul de datini și obiceiuri, nu mai avem Revelion. Copiii nu mai primeau nimic de la Moș Crăciun. Am propus, pur și simplu, cu decență chiar, organizarea unui concurs online în care fiecare copil să primească un mic cadou din partea administrației locale. Ați văzut cât scandal a ieșit, cât de mult s-au luptat să nu treacă acest proiect? De ce oare? Pentru cadouri? Pentru că venea amendamentul din partea mea? N-ați văzut și în conferința de presă, veniți dumneavoastră să-l faceți. Așa au spus, venind să mă duc să-l fac. Eu îmi exprim disponibilitatea oricând să vin să sprijin actuala administrație, pentru că dacă pot ajuta, ajut în primul rând nu pentru actualul primar, că ajut pentru pășcăneni. La comisia juridică, avizul a fost negativ, da? Avizul a fost negativ cu 3 abțineri din partea consilierilor PNL și pe ce motiv s-au abținut? Nu este corect, nu așa se face. Președintele de ședință cine este? Domnul avocat Conache. Domnul avocat Conache a venit cu o propunere pentru bunătățirea proiectului? Nu. Bun. Păi, și atunci pentru ce ia bani în comisia respectivă?
să spună că ăla e bun sau nu e bun, nu este, stimate consilier, nu sunteți în instanță. Sunteți în Consiliul Local. Nu sunteți la partid, sunteți în Consiliul Local. Dacă ceva nu e în regulă privitor la un proiect, obligația dumneavoastră este să veniți, să interveniți, să fie bun proiectul respectiv. Eu cred că așa trebuie văzute lucrurile. Vine unul cu o propunere, dacă este în interesul comunității, vă întâlniți în comisie, lucrați, faceți proiectul să fie bun. Sau nu e bine așa? Bun. Deci, nici o propunere pentru îmbunătățirea proiectului în Comisia Juridică, nu? Nu. Dumneavoastră, din ce comisie faceți parte? În Comisia Juridică, același lucru, ba chiar mai mult... Sunteți în Comisia Juridică? Scuze, Economică. Cine e președintele al Comisiei? Acolo îl avem pe domnul Nemțanu. Și cum a fost votul acolo? Este politic. Eu vă spun că... Câți au votat? Pentru câți împotrivă? Să fac o completare. Și în momentul în care vorbeam și eu, și la un moment dat a luat cuvântul și domnul Ursu, vorbea ceva, chestii tehnice, vis-a-vis de alte proiecte. Sincer vă spun, consilierii locali PNL se jucau pe telefon. Adică despre ce vorbim? Îmi pot dovedi cu poze. Îmi pare rău că nu i-am filmat, că au cei de la News Pașcani o filmare, dar nu știu dacă o vor da. Minute întregi. Deci nu se poate așa ceva. Am înțeles. Spuneți-mi cum, care au fost obiecțiile dumnealor privitor la proiect? Nimic concret. Și au venit cu propunere să fie îmbunătățit? Nu. Bun. Sub nicio formă. E un fel de bătaie de joc. Despre asta vorbim. Adică vin consilieri și spun, proiectul tău nu e bun. De ce? Uite că nu e bun. Nici nu vin să-l completeze, nici nu cheamă funcționarul, pentru că sunt juriști în primărie. Trebuie completat ceva? Veniți, fraților, și completați proiectul. E nevoie de un argument în plus sau de o părere în plus? Sunt funcționari acolo, plătiți din banul public. Nu. Și să vedeți situația. Vine primarul ăsta și spune așa. Vă invit să nu votați proiectul. Pentru că se va regăsi acest studiu de fezabilitate când discutăm bugetul. Când va fi discutat bugetul? Fix la începutul anului viitor. Adică nu-l votați că l-a pus Olariu în decembrie. Votați în ianuarie sau februarie când vin eu cu proiectul de buget. Pe bune, adică chiar așa, pe față, ăsta este argumentul? Deci nu proiectul în sine era o problemă, se înțelege, nu? Ci faptul cine l-a inițiat. Dacă vine Olariu în decembrie, nu-l votați, pentru că, iată, sunt chestiuni care nu îmbracă forma, așa, dacă vin eu în ianuarie sau în februarie, eu primar care am în spate un aparat administrativ, care ar trebui să lucreze nu doar pentru primar, ci și pentru consilierii locali, pentru comunitate, e bine, atunci proiectul vă invit să-l votați, nu-i așa? Dacă ne uităm la conjunctura politică, la nivel central acum, până să constitui guvernul, o să vedeți că o să avem un buget, pentru că bugetul UAT-ului Pașcani se poate vota sau constitui după ce se face bugetul general, da? Ei, închipuiți-vă că avem un guvern, avem și până se pun cei de la, din guvern de acord și vin cu un buget, până se votează, închipuiți că trecem martie, aprilie. Deja ne ducem, adică despre ce vorbim? Bun, martie-aprilie, când va fi discutat, este mai puțin important. Dar atunci, înțeleg că se poate vota. Atunci, da. Și care ar fi diferența? Păi nu e proiectul PNL. Bun. De ce sunt atât de vehement pe chestiunea asta? Iată, vă citesc un mesaj a unui politician de la USR, postat acum câteva ore, privitor la această chestiune, ca să vedeți ce înțelege un politician și ce spune în spațiu public un politician. N-avem cimitir, dar opoziția vrea acuapark la Pașcani. Ce legătură are una cu alta? Proiectul cu cimitirul are un anumit parcurs și urmează să fie executat, acuaparcul este un alt proiect care poate fi pus pe roate să meargă, iată, la finanțare din fonduri europene. De ce? De ce trebuie să vedem doar un proiect? Se exclud cele două proiecte? Dragii noștri consilieri locali, inițiază o ședință extraordinară pentru câteva proiecte. Oamenii sunt pur și simplu rupți de realitate. Cine vorbește? Pe bune? În spatele calculatorului, oricine poate scrie orice. Un acuapark la Pașcani e unul din marile proiecte ce vor fi discutate, spune estimabilul. Oamenii nu pricep că un asemenea proiect trebuie făcut după o atentă analiză. Și cine să facă analiza aia? O faceți dumneavoastră?
Vă invit să o faceți dumneavoastră. Să veniți dumneavoastră cu mare analiză și să o puneți la dispoziția pășcănenilor. Să învățăm și noi din mare analiză a dumneavoastră. În vara acestui an, ștrandul municipal a adus pierderi la bugetul local în condițiile în care se plătea doar apa, nu și încălzirea ei. Bun. Și? Nu mai vorbim de amortizarea investițiilor ce presupun un aquapark. A, despre asta era vorba. Adică nu facem că ar putea să nu fie sustenabil din punct de vedere financiar. Deci, cu alte cuvinte, punem, ce punem în fața acestei investiții? Ipoteze, pur și simplu, ipoteze. Nu mai vorbim de amortizarea investițiilor ce presupun un aquapark, pe bune. Nu mai vorbim că există un bazin de nou pe lista investițiilor finanțate de la guvern. E cu totul altceva. Este cu totul altceva și am să vă invit să explicați care sunt diferențele. Și atunci, de ce propun unii asemenea bazaconii? Doar ca să se afle în treabă, doar de dragul politicii, să poată spune că a propus și aquapark și aeroport. Păi, aeroport a propus un alt primar. Și autostrăzi suspendate și așa mai departe. Cine se va opune? Iată că s-au opus. Tot unii care gândesc fix ca dumneavoastră. Sper din toată inima că se vor opune, iată, toți cei care mai au un dram de rațiune și bun simț. Iată ce poate să spună un politician care voia să intre în Consiliul Local. Asta spune un consilier local. Bun. Știți care este culmea ironiei? Toți, mulți pășcăneni spun, la Pașcan la noi este urât, n-avem ce face, n-avem unde să ducem copiii. Uite ce frumos este la Roman, ca un ștrand, ca un parc modern. Deci dacă domnul Ariu vine cu două propuneri, să amenajăm ștrandul la un anumit nivel, să amenajăm parcul, lacul Peștișorul, să înțeleg că nu este bine... Deci eu consider că orice proiect pe care îl inițiem pentru pășcăneni este foarte bun. Important este să ai abilitatea ulterioară de a găsi și sursa de finanțare. Și sursele de finanțare vor fi pentru că se deschid de următorul exercițiu financiar pe fonduri europene și așa cum a fost construit și ștrandul de la Roman, pe fonduri europene se va poate face și la Pașcani. În ceea ce privește bazinul de nod de la stadion, într-adevăr este un proiect pe care administrația condusă de domnul primar Pantazi l-a depus la CNI, la Guvernul României spre a fi finanțat. Nu vreți să știți câte drumuri s-au făcut la București pentru acest proiect, nu vreți să știți de câte ori Bucureștiul ne-au cerut nouă suplimentar, documente și iar documente, refaceri de cărți funciare. Și la un moment dat l-au lăsat uitat în sertar pentru că se finanțau doar proiectele și îmi permit să spun că ăsta este adevărul, prioritate proiectele depuse de către UAT-urile conduse de oameni din Partidul Național Liberal. Imediat cum a venit PNL-ul la Pașcani, gata, s-a deblocat și proiectul. Deci proiectul era corect, era depus acolo și se va primi finanțare pe el. Dar este un bazin de not didactic. Deci, am înțeles. Cu cimitirul cum este? Ca să dăm răspuns și stimabilului politician. Deci cimitirul este scos, este făcut proiectul tehnic și știu că este greu din afară să se perceapă ce înseamnă elaborarea unei documentații și cât de mult durează. Deci proiectul există. Urmează faza de execuție a lucrărilor. Contractul este încheiat, nu? Pentru de execuție, nu știu. Nu e aceeași societate și proiectare și execuție? Nu, la piață este situația aceasta. Pentru a debloca situațiile din primărie, pentru că, într-adevăr, nu se reușea să se facă achiziționarea serviciilor de executare, de construire efectivă a cimitirului, s-a apelat la o firmă de consultanță care a primit mai multe obiective, inclusiv piața din vale și cimitirul și alte obiective de investiții. Nu știu acum în ce stadiu este, era scos la licitație executarea lucrărilor, acum chiar nu mai știu, dar văd că domnul actual primar a preluat, de fapt, ideea de a face etapizat acest obiectiv de investiții, deci întâi să se construiască aleile, să se parceleze și ulterior, în anul, peste 2 ani de zile, să fie făcută și capela. Și pentru că am spus ceva despre piață, mi-e frică aici pentru că am văzut
o nuanță în discursul domnului viceprimar, nu știu dacă este și părerea domnului primar, că nu ar fi mulțumit de proiectul în sine. Când am plecat eu de la primărie, proiectul era în faza de licitație, proiectare și execuție. Deci aceeași firmă face imediat proiectul și imediat se apucă de lucrare. Eu sper că dumnealor nu vor sista acest proiect, pentru că pășcănenii chiar au și simt nevoia ca piața din Vale să fie modernizată. Proiectul este foarte bun. Dacă dumnealor au o viziune asta, nu înseamnă că în momentul ăsta, după ce am parcurs de 3 ani de zile, ne chinuim cu acest proiect și am ajuns în etapa asta, să-l oprească. Da. Bun. Deci, acest proiect care a fost aprobat, deci urmează să fie studiu de fezabilitate, oricum, adică este necesar, era necesar proiectul, pentru că nu e așa și domnul primar a spus că a promis chiar că acest studiu de fezabilitate ar fi urmat să fie preluat în lista de studii obiective pe exercițiu bugetar viitor, adică pe 2021. Deci, iată că și primarul dorea fix același lucru, doar să nu fie votat acum în decembrie. Să fie votat la inițiativa lui, nu la inițiativa lui Olariu, nu în decembrie, în ianuarie, martie sau când se discută bugetul. Bun, ca să fie foarte clar, poziția domnului Iulian Rotariu mi se pare cel puțin ciudată. Sunt aproape convins că mulți dintre colegii lui văd lucrurile diferit privitor la investiții. Pentru că îmi închipui că în USR sunt și oameni care își doresc ca lucrurile să fie împinse, să meargă înainte, nu să fie puse piedici pentru investiții la Pașcani. Bun, dar n-am văzut o reacție acolo unde era necesară o reacție. N-am văzut pe tot felul de chestiuni care sunt la limita legii sau depășesc limita legii, n-am văzut nicio reacție din partea domnului Iulian Rotariu sau altuia privitor la aceste chestiuni. Da, aș vrea să vă mai întreb ceva, ca să fie foarte clar. Dar dacă vine un pășcănean cu o propunere, iată, în cazul de față, ar trebui să vină cu o armată de juriști în spate pentru a fi făcut proiectul, pentru a fi îmbrăcată forma legală? Sau, pur și simplu, cetățenii, iată, vor să fie făcut acest obiectiv? Sunt convins că dacă merg pe stradă și întreb pe oameni dacă vor zona amenajată la Peștișorul, 99,9% mai puțin cei care s-au abținut și, iată, domnul Iulian Rotariu vor fi de acord cu această investiție. Ei ar trebui să vină cu armata de juriști ca să pună virgule pe un document care trebuie completat de cei din primărie și consilierii din comisie de specialitate? Eu cred că nu. Vreau să mai adaug ceva, pentru că dumnealui a făcut referire dacă este eficient din punct de vedere economic cu asemenea investiție. Ștrandul sau acest proiect nu trebuie privit din această perspectivă. Și în municipiul Roman, primăria subvenționează biletele la ștrand. Aceste obiective trebuie privite ca un lucru bun dat înapoi pășcăneanului, care vine cu contribuția la taxe și impozite locale. Într-adevăr, ștrandul n-a scos profit anul acesta și datorită faptului că a fost pandemie, dar n-am închis ștrandul, cum domnul primar actual nu vrea să facă patinoar. Am căutat și am schimbat regulamentul la ștrand. Ieri a fost patinoar în tot orașul. Da. Am schimbat regulamentul, s-a păstrat distanțarea și a existat pentru pășcăneni această activitate pe timpul verii. Ce ar fost să fie? Lumea este că estimabilul domn care comentează a pus o fotografie cu aquaparcul de la Piatra Neamț. Hala! Adică, pe de o parte vii și spui, nu cumva să votați, de cealaltă parte vii și arăți cum e în altă parte. Pe bune. Se poate face și parteneria public-privat și fonduri europene, deci nu trebuie privit că nu se poate. Da, nici nu ai ce să comentez, mai ales când vine vorba de cei de la USR. Păi nu sunt toți așa, dar trebuie totuși să aibă, cum spun eu, colegii lui care au văzut postare, să-l tragă de mânicuță, că mi se pare normal. Dar, în fine, un domnul nu vrea aquapark, nu știu, probabil e obișnuit să meargă în altă parte, nu știu, la Siret, să facă baie, problema lui, dar trebuie să facem, a făcut-o și doamna Nedel, trebuie să facem precizarea că acel bazin de not care va fi, are caracter didactic, punct. Deci are deja destinație. Deci nu are treabă cu divertismentul. Și domnul Rotariu ne spune astăzi că noi trebuie să mergem în continuare
la Piatra Neamț, să mergem la Roman și, și domnul primar la fel. Chiar, chiar așa s-a exprimat. Domnule, noi n-avem stăzi, nu. Domnul primar, munciți și mergeți cu 4, 5, 6 proiecte odată. Ați văzut, și acum, ați văzut că aveți câte 3-4 proiecte pe fonduri europene. 6. Ei, îți venite din spate. Mai faceți și dumneavoastră 6. Abia aștept. Da? Începeți încă 6 proiecte. Haideți să vedem despre proiectul al doilea. Proiectul numărul 2 care a fost pe ordinea de zi. Și care n-a fost aprobat. Asta n-a fost aprobat, că probabil a fost, cu siguranță a fost atenționat domnul Stamatin de către șeful de partid. Trebuie spus, scuze, trebuie spus că consilierii PSD n-au fost în formulă completă. Unul dintre ei a lipsit, doamna Perțu, din motive, înțeleg, personale. Vă rog. Al doilea proiect fiind schimbarea destinației unei părți din sediul serviciilor sociale pentru categorii vulnerabile în suprafață de 155,34 m² situată în municipiul Parcani, strada Eugen Stramate, numărul 6, județul Iași, sediu destinat într-un sediu destinat centru local de dializă. Această locație este fix sub centrul de recoltare a sângelor. Din 2016, asta era, hai să zic așa, visul meu și pentru că eu am contacte cu cei de la centru, cei de la ambulanța Life de foarte mult timp. Și din discuții, de aici a plecat și ideea. Și ați văzut că și centrul de recoltare a sângelui, tot ei l-au preluat, se chinuie săraci. La un moment dat spunea, domnule, nu avem nevoie de finanțare la primărie. Și am spus, nu veți reuși fără o finanțare la primărie, pentru că este normal că ceea ce faceți voi acolo este pentru comunitate și comunitatea trebuie să vă ajute, măcar în ceea ce privește amenajarea spațiului și dotarea. Restul ce o să fie de funcționare e problema voastră. Ei, avem aici ce, pentru cei care știu și știu foarte bine că cei care fac dializa au probleme renale suferă de două ori. O dată ca o boală respectivă și a doua pentru că sunt parte din ei mai puțin, dar cei mai mulți merg de două ori de zi, de două ori deci o dată la două zile merg la Iași. Fac navetă, pleacă dimineața la ora 4 și vin seara. Deci pentru ei efectiv ziua aia e pierdută. Adică jumate din viață o pierzi în mașină și la spital, din ce s-a mai rămas. În afară de faptul că ore, așteptare, durere și câte și mai câte, da? Sunt care fac zilnic. Bun. Închipuiți-vă că... Simplu să înțeleagă lumea. Deci, în clădirea pieței de la piață, acolo unde a fost centrul de studii Ștefan cel Mare și Sfânt, o parte din clădirea respectivă, spune domnul Sorin Olariu, asta a propus prin proiectul respectiv. La etajul 1, sub centrul de recoltare. Deci la etajul 1, să fie dat din proprietatea administrației locale, a primăriei, să fie dat cu destinație pentru a fi amenajat un centru de dializă aici, la Pașcani. Să fie făcută investiția de cine? Să fie investiția la fel, exact aceeași procedură. La fel cu cine? Cu cei de la ambulanța Life. Deci cu ambulanța Life, da? Ce Life, este? O societate? Life. Un SRL? Este un ONG. Ok, bun. Proiectul nu a trecut. Din ce motive? Că nu-mi placă forma legală. Știți aceeași poveste ca și la primul proiect. E fix aceeași, cum spun eu. Proiectul este fix același, doar că e trecută dimensiunea, sunt în spate schițele altele, sunt dimensiunile altele și în rest e fix la fel, cum a fost cu cel de recoltare sânge. Celălalt a fost legal, ăla cu recoltare sânge, dintr-o dată ăsta la alt nu. Practic a fost un proiect de hotărâre pentru centrul de recoltare, da, pentru schimbarea destinației respectiv, da. Și ați schimbat doar denumirea, exact, da? Exact. Așa, ăla a fost aprobat, da. Adică a fost ok, legal. N-a fost nicio problemă. Și când a fost aprobat ăla? În 2017. Inclusiv de consiliere? Nu, atunci a fost inițiat, cred că mai târziu. Da? A fost aprobat inclusiv de consilierii. Inclusiv care de consilierii, da. Am înțeles. Bun, atunci greșelile nu erau văzute. Ok, și acum n-a mai fost aprobat, da? Dar surpriza este foarte mare pentru că aceeași speță, aceleași compartimente de specialitate, numai că șeful e altul. Adică? Adică s-a primit ordinul. Asta, adică de la compartimentele de specialitate, exact. Ați avut rapoarte înainte și acum nu. Rapoarte pozitive și acum sunt negative. Foarte bine. Bun. Extraordinar, nu?
Între timp, poate s-au schimbat lucrurile. Și încă vreau să mai fac o completare. La un moment dat, cu, să zic, nu știu, să fie vreo lună, domnul primar ne-a anunțat că a venit o firmă de pe, nu știu, pe unii care vor să facă un centru de dializă. Ok, foarte bine. Dar nu... De către cine? De către o firmă. O, este o societate. O societate comercială, un SRL, dar nu pe pământul primăriei municipale Pașcani, da? Orice societate comercială poate să-și dezvolte o... Păi solicitarea așa a fost. Să-și dezvolte o afacere pe, cum spun eu, pe, să-și achiziționeze pământ, să închirieze, să... Nu știu, pentru că sunt destule cabinete medicale care n-au venit la primărie să ceară nimic. Și au făcut efectiv. Au închiriat, au depus o cerere, noi trebuie să-i dăi cineva. Bine, eu am fost avertizat în ceea ce privește acest proiect cu voi avea probleme și exact, și fiți atenți, după ce am depus eu, proiectul ăsta e depus pe data de 28 a 8-a, da, este depus, înregistrat, imediat în luna următoare, domnul primar, sau după alegeri imediat, primește și cererea cu dializa. Ce coincidență! Atâția ani de zile nu a trebuit nimeni un centru de dializă și imediat cum se schimbă primarul și au văzut că deja este pe ordinea de zi proiectul, gata, au nevoie. Bun. Vreau și eu să intervin puțin. Eu, sincer, vă spun, nu m-am gândit că acest proiect nu va fi votat. Pentru că nevoia înființării unui centru de dializă la Pașcani este atât de mare, suferința oamenilor, așa cum zicea domnul Olariu, este imensă. Practic, noi prin proiect nu înființam un centru de dializă, pur și simplu schimbam destinația spațiului, etajului întâi, de la spațiul din piața din deal. Mai ales că este un ONG, pentru că domnul primar a spus, păi eu n-am niciun fundament să dau acest spațiu. Este și am spus în ședință, cei din compartimentul patrimoniu nu le-am auzit răspunsul, fiind în sală mai la distanță de către mine, este adresă făcută cei de la ambulanță, așa cum au făcut solicitare pentru înființarea centrului de transfuzii la etajul 2, există acea solicitare să înființeze și centrul de dializă la etajul 1. Domnul Pintilie s-a făcut că nu știe. Deci sunt sigură că cei din compartimentul patrimoniu l-au atenționat că există asemenea solicitare. Noi, practic, acum trebuia să schimbăm destinația spațiului și în următoarea ședință, să, la propunerea dumnealor, să înființăm acest centru. Dar, cum remarca foarte bine domnul consilier Olariu, în primele conferințe de presă ale domnului actual primar, a anunțat ca pe un... ca o mare realizare, eu așa am perceput-o, faptul că o societate comercială a solicitat să înființeze acest centru de dializă la Pașcani. Foarte bine. Sper, nu vreau să acuz și nici nu vreau să las impresia că atac persoanele. Am înțeles că a fost o mare preocupare în primărie din acel moment în a identifica suprafețele teren, chiar dumnealui s-a dus personal să verifice anumite suprafețe. Foarte bine. Putem înființa și alt centru, dar putem înființa și aici un centru de dializă. Eu nu cred că zona Pașcani nu poate să cuprindă pe toți cei care au nevoie. Eu cred că cu celeritate ar trebui analizate ambele variante și din lupta asta politică este păcat că pierd oamenii care au nevoie de acest tip de intervenție medicală. Bun. Trebuie să clarificăm. Proiectul a fost supus aprobării. 8 voturi au fost pentru, cele de la PSD și PMP. 8 voturi abținere, dacă nu greșesc, da? Adică... Nu mai știu, undeva la proiecte care nu au trecut, cei de la Pro-România au votat și împotrivă. Bun, dar mare importanță. Deci 8 voturi împotrivă sau abținere, motiv pentru care a fost la egalitate 8 la 8 și acest proiect nu a trecut. Și iarăși, n-am cum să nu remarc aceeași surpriză, domnul Rățoi a votat pentru respingerea acestui proiect. Aș vrea să răspundeți, ca să înțeleagă oamenii, în Comisia Economică a fost discutat proiectul? Da. Au obținut aviz? Nu au obținut aviz. Cine s-a împotrivit? PNL. PNL. Din ce motive? N-au fost clare. Au venit cu îmbunătățiri la proiect? Cu absolut nicio propunere. Cine este președintele Comisiei? Domnul Nemțanu.
În comisia juridică. În comisia juridică, au fost obiecțiuni? Bineînțeles că au fost obiecțiuni, dar nu de natură juridică neapărat. Domnul Conachi, care este președintele comisiei juridice, s-a împotrivit acestui proiect, încercând să agați de unele amănunte. O parte l-ați auzit chiar de la domnul Pintilie, că trebuie o anumită suprafață, că nu va primi avizări, că trebuie să fie aproape de un spital. Dar avem spitalul CFR aproape, nu asta era problema. După aceea am solicitat compartimentul patrimoniului să afle dacă este intabulat. Da, avem și carte funciară, avem tot ce trebuie pe acel sediu, pentru că eu am încercat să reabilitez, să-i dau funcționare pe fonduri europene. N-am găsit nimic care să se adapteze. Și atunci a venit solicitarea celor de la ambulanță și le-am dat etajul 2 prin hotărârea Consiliului Local și acum pentru centru pentru dializă. Domnul consilier Conache, președintele de ședință, a venit cu bunătății la proiectul ăsta? Nu. Nu. Bun. Deci s-a votat împotrivă, da? Bun. Deci, la proiectul ăsta, stimați telespectatori, avem așa. Un consilier local vine cu un proiect de hotărâre în august și spune, după cum urmează, Pașcaniu are un sediu, o suprafață, care o poate pune la dispoziția unui ONG, a unei asociații, pentru a face o investiție și anume pentru un centru de dializă. Mai târziu, după freamătul din campania electorală, primarul vine în conferință de presă și spune așa: am primit o solicitare de la un SRL, adică de la un investitor, care solicită teren de la administrația locală pentru a face fix aceeași investiție. Investitorul ca să câștige bani, asociația ca să facă, iată, un serviciu comunității. Deci se înțelege că actualul edil este de acord, de vreme ce a prezentat această cerere în conferință de presă, ar fi mai degrabă de acord cu varianta SRL-ului decât cu varianta asociației sau propunerea făcută de consilierul Olariu înainte de solicitarea respectivă. Acum, trebuie spus foarte clar, cu ce să ajute primăria un om de afaceri pentru a fi făcut o investiție la Pașcani? Investitorul a venit și a spus așa: dați-mi o suprafață de teren. Cum poate fi dată o suprafață de teren altcumva, adică legal, decât știe domnul Pintilie să obțină? Știți că firma lui s-a dus, a ocupat, deține fără probleme. Bun, nu toți fac așa. Nu toți fac așa. Unii mai au totuși bun simț. A făcut o cerere în sensul ăsta, iar o suprafață de teren, dacă poate fi identificată, nu? Că ar putea fi pusă la dispoziție să îndeplinească condiții, să fie lângă spital și așa mai departe, aia trebuie scoasă la licitație, adică concesiune prin licitație. Înțelegeți ideea? Prin licitație. Prin licitație. Adică pot veni unul sau mai mulți la acea licitație. Dacă ar fi să înțelegem logica legală, parcursul, adică să vină mai mulți, atunci calea este deschisă mai multor care vor să facă o astfel de afacere. Nu doar cel care a venit cu cererea la domnul primar și domnia sa a prezentat cererea ca fiind o investiție certă. Bun. De aici suspiciunile. Da? Adică nu mergem cu asociație, nu mergem cu un proiect înaintat, iată, de un consilier local. Mai degrabă mergem cu un SRL, nu-i așa? Oare din ce motive? Am auzit tot felul de chestii. Nu vreau să le spun aici. Că ar fi tot felul de interese. Dar mi se pare corect. Trebuie să spun că am sunat după ședința de Consiliu și am vorbit cu reprezentantul asociației respective. În legătură cu acea adresă la care faceți referire. I-au spus că au trimis o adresă, dar nu pentru centru de dializă, ci pentru un centru de formare pentru situații de urgență. Ceva de genul ăsta. Dar ar fi interesat să investească într-un centru de dializă. Ar fi interesat dacă nu ar avea concurență, vorba lor. Dacă noi facem o investiție, adică strângem bani de peste tot, de la oameni, de afaceri, societăți, din donații și așa mai departe, adică ne chinuim să facem o investiție, ce ar însemna să vină un SRL, poate cu o capacitate de investiție mai mare și să facă, iată, o a doua investiție, nu ne-ar ajuta. Adică ar fi o concurență, iar noi nu suntem societate comercială, pe bună dreptate. Bun. Deci,
Cei de la ambulanță ar fi de acord dacă administrația locală ar face un astfel de proiect, ar avea interesul să dezvolte un astfel de serviciu comunitar pentru pașcani. Ei, știți, dacă cineva îi cheamă, vin să facă. Dacă nu îi cheamă, nu vin să facă. Și mi-au dat exemplu, următorul exemplu, pentru centru de recoltare a sângelui. Foarte greu merg cu acest proiect. Au făcut investiții, înțeleg, în jur de 12.000 de euro, mai au nevoie pentru finalizare în jur de 60.000 de lei, iar de la primărie n-au primit un leu. Așa zic. Deci n-au primit un leu. Este adevărat? N-au primit un leu de la primărie? Nu știu, eu anul trecut în bugetul local a fost și aprobat acea sumă. Amendament. A fost un amendament de 50.000. Da, și n-a fost... Nu cred, nu știu. Nu știu dacă i-au primit, n-am mai verificat. Bun. Dar vă asigur că proiectul cu centrul dializă este și vine și din urma discuții cu domnii lor. Deci nu e făcut de capul. Deci discuția a fost de nenumărate ori. Încă proiectul e venit târziu. Deci ei au solicitat cu mult timp înainte. Ai venit târziu, dar am zis, ideea este să așteptăm, așa. Hai să așteptăm că știam ce se întâmplă. Ideea este așa, dom'le, administrația locală nu se poate implica cu absolut nimic, nu poate finanța niciun fel, nu are deloc determinare și voință pentru a sprijini aceste proiecte care vin în sprijinul sănătății publice. 60.000 de lei nu se găsesc pentru a putea încheia acea investiție și pentru a fi dat în folosință, pe bune. Adică și pentru centrul ăsta de dializă, am înțeles că ar fi necesare investiții, e adevărat, speciale, în jur de 100.000 de euro. Bun, nu se găsesc 100.000 de euro pentru a fi făcut un centru de dializă la Pașcani? Dar, nu e așa, găsim și timp și resurse pentru a veni tot felul de oameni, clientelă politică de peste tot. Haideți să trecem la proiectul 3. Da, următorul proiect e cu parcul industrial. Primind aprobarea finanțării unui studiu de fezabilitate în vederea identificării unei zone adiacente. Pe subiectul ăsta mi este rușine. Adiacente municipiului Pașcani, zona destinată unui parc industrial. Eu ce am cerut aici, ca să fiu clar? Am cerut ca noi să facem suprativ pe cineva, un specialist, care să ne spună care e zona de lângă Pașcani? Deja domnul primar spune că adiacent înseamnă Valea Seacă. Nu. De lângă Pașcani înseamnă poți fi Vatră, poți fi Fântânele, poate fi Sodomeni, Bocei. Domnul primar citea dicționarul în timpul ședinței. Ideea e în felul următor. Îmi pare rău dacă la timpul ăsta nu știi ce înseamnă adiacent, e cam complicat. Dar în fine, trecem peste, nu facem noi acum. Discutăm asta. Ideea e că avem nevoie de un specialist care să ne spună, domnilor, pentru a fi, să faci un studiu, da? Forță de muncă. Cât ai? Da, ai atâta forță de muncă, deci tu ai capacitatea de a, cum spun eu, de a face o zonă industrială cu un număr de persoane, da? Dar ei îți calculează, spune, cam atât ar fi suprafața. Nu știu, 20-30 de hectare, habar n-am. Pentru asta este studiul de fezabilitate, să ne spună și unde anume, pentru că este foarte important. I-am întrebat pe cei de, care au făcut acele rapoarte, da? De serviciul de specialitate primară. Domnule, dumneavoastră știți despre legea 134 din 21 iunie din 2000? Care privind parcul industrial, legea 186 din 2013, care privește construirea aici industriale. Aici au fost negative? Da. Și ce au motivat? Fel de fel, de că trebuie, nu știu ce chestii și am zis, domnule, noi, ce eu chestii? Pentru că ce se întâmplă? Aici e în felul următor. Dar bine, că n-au vrut să asculte. Sunt chestiuni private necesare. Ideea că cei de... tot din primărie trebuie rezolvate. Nu trebuie nimic. Doar eu am cerut așa. Haideți să identificăm zona. Pentru că o zonă de lângă Pașcani, pentru că o zonă industrială nu poate să fie în Pașcani, da? Aia, cu siguranță, acea zonă este în extravilanul municipiului Pașcani. Cu siguranță. După care ai identificat zona, că zona trebuie să fie aproape de utilități, canalizare, curent electric, gaze și așa mai departe. Ai să fie aproape de o arteră rutieră și aia trebuie să fie măcar
să fie Consiliul Județean, da? Un drum județean și foarte bine ar fi să poți să fii cât mai aproape de o cale ferată. Ar fi perfect. Am înțeles. Bun. Ei, și dumneavoastră și aveți idee cam pe unde? Eu am zis așa, eu așa o văd. Sunt două variante din punctul meu de vedere, ca să fie aproape și de, pentru că s-ar putea să te coste mai puțin achiziționarea terenului decât să aduci utilitățile de la nu știu unde. Știți pe mine, că sunt proiecte și așa mai departe. Și costă foarte mult să aduci, dacă mă gândesc numai la apă și canalizare. E o jale, vă dați seama, să vii din, nu știu, din fântânele, să vii cu canalizare până nu știu unde, e complicat. Ei, și eu așa văd. Deci, zona din spatele Pacmaia Proinvest către Stolniceni. Ai pe o latură, ai Siretul, pe o latură ai cale ferat. Bun. Sau vis-a-vis, partea unde are GBU, partea cealaltă de cale ferată, spre Luncă, iar ești acolo cu barajul sau cum îi spune acolo, ceva de genul. Da. Bun. Proiectul sau, a trecut în comisie economică? Nu a trecut, bineînțeles. Din ce motiv? Cine este președintele comisiei? Tot domnul Nemțeanu. A venit cu propuneri pentru a fi bunătățit proiectul? Pe asta mă așteptam, să vină cu propuneri, domnule. Noi spun tot îi auzi că doi vrem, dar nu e legal. Și nu e legal, dar spune, arată, poftim, uite, domnule, hai, uite, vin cu amendamentul. Ok. Deci n-au fost făcute amendamente. Niciun amendament. În comisia juridică a trecut? N-a trecut. Tot la fel au fost doar două voturi pentru din partea Partidului Social Democrat și trei abțineri din partea reprezentanților. Din ce motive n-au trecut? Dumnealor n-au vrut să asculte explicația domnului consilier Olariu. Au raportat acest studiu de fezabilitate, cum spune domnul consilier, strict la un studiu de fezabilitate privitor la o construcție nouă, cu indicatori tehnico-economici, cu tot. Și eu le-am explicat, poate într-adevăr, putea să denumească altfel, un studiu de soluții, un studiu de impact. Ceea ce vroia domnul Olariu, i-am spus că nu sunt inițiator și nu vreau să-i fac eu amendament pe cum să se denumească acest lucru. Dar putea face fiecare consilier? Dar cum să nu? Cum să nu? Dar n-au vrut, pur și simplu, n-au vrut să voteze și mă miră că n-au vrut să voteze, pentru că paradoxul este că în campania electorală toate partidele, cel puțin Partidul Național Liberal, și-a fixat ca un obiectiv principal înființarea unui parc industrial la Pașcani. Astăzi l-am întrebat în ședință pe domnul primar unde s-a gândit momentul în care tu îți spui ca prim obiectiv înființarea acestui parc industrial, înseamnă că deja ai o idee foarte clară, acest obiectiv trebuie să fie măsurabil, să fie concret, nu? Înseamnă că știi unde vrei să-l înființezi, dacă tu în 4 ani de zile ai zis că îl faci, măcar ca idee. Bineînțeles că nu a vrut să răspundă și eu vă asigur că poate să mai treacă, cred că și 8 ani și nu o să facă dumnealui niciun parc industrial. În schimb, vreau să-i dau totuși o idee. Avem acel proiect în derulare privind dezvoltarea municipiului Pașcani prin digitalizare și prin marele proiect și un proiect foarte frumos, se va face strategia de dezvoltare integrată a municipiului Pașcani, ceea ce înseamnă municipiul Pașcani și toate comunele din jur. Și ca obiectiv în această strategie poate fi introdus acest parc industrial și, bineînțeles, identificată zona unde poate fi construit el, pentru că noi singuri, ca municipalitate, nu cred că avem suprafața de teren necesară înființării lui, dar, bineînțeles, în parteneriat cu un alt toate, se poate face și acest parc industrial. Bun, trebuie spus că primarul a motivat că mai întâi trebuie făcut inventarul domeniului public ca să știe ce teren are, pe unde are și după aia să fie abordat acest subiect. Acum, haideți să înțelegem foarte bine subiectul. Absolut toți în campania electorală s-au repezit, de n-am înțeles eu. Eu, de exemplu, nu prea înțeleg subiectul ăsta cu parcul industrial. Deci toți s-au repezit, toți au spus parc industrial, parc industrial, parc industrial și fonduri europene. Toată lumea a zis că, domnule, Pașcaniu se dezvoltă dacă vin ei și doar ei și dacă ei fac parc industrial și cumva aduc un marfar cu fonduri europene. Bun. Nu au ajuns toți dintre ei la primărie, ci doar unii. Adică, în cazul de față, iată PNL-ul cu domnul Marius Pintilie. Acum pare să mai fie de interes. Acum trebuie să căutăm în hârtii, să așteptăm, să facem inventar,
să vedem dacă avem o suprafață de teren de câteva zeci de hectare. Pe bune, să o căutăm în hârtii, dar ne putem uita oriunde, oricând. Dumneavoastră sunteți pășcăneni. Avem pe undeva o suprafață de câteva zeci de hectare pe aici, prin Pașcani, zona deal, vale, vatră, luați-o cum vreți. Și care să fie așa nefolosită, știți cumva, este așa ceva? Foarte greu. Și anul trecut, când, sau acum 2 ani, când primăria a dat un răspuns privitor la o astfel de locație, s-a găsit ceva, o bucată de teren, insuficientă, și aia undeva în zona Sodomeni. Bun. Noi trebuie să măsurăm, să vedem. Tot atunci, noi am pus subiectul în discuție și primarii mai luminați din împrejurii au venit cu tot felul de propuneri. De exemplu, ăla de la Tătăruș. Dom'le, vorbim de zona Pașcancă, un fel de zonă metropolitană. Vă aduceți aminte? Tot în campanie teza asta. Să facem din Pașcan zonă metropolitană. Și acum, dacă vii și spui edilului, dom'le, să facem parc undeva spre Valea Seacă, e ca și cum ai spune că faci în China sau în Rusia. Deci, era această idee cu zona metropolitană. Și zona metropolitană înseamnă Pașcani și împrejurim. Ăsta, domnul primar de la Tătăruș, a spus, dom'le, dacă nu aveți teren, sau este în proximitatea, în apropiere, sau între Pașcani și Tătăruș, sau avem noi, putem să ne punem, să ne unim forțele și să facem un parc industrial care să folosească și Pașcanului și nouă, nu-i așa? Că și noi avem oameni care vor să muncească și așa mai departe. Bun. Ce vreau să spun? Că e nevoie de un studiu. Adică să vină un meseriaș, un om, care să analizeze disponibilitățile din punct de vedere urbanistic și care sunt condițiile necesare pentru un parc industrial, ca să nu ne mai dăm toți cu părerea. Fix, toți cu părerea. Îmi aduc aminte de următoarea chestiune. După ce primăria Pașcani a răspuns la solicitarea Consiliului Județean, ce suprafață a fost pusă atunci la dispoziție? Nu mai țin minte, cred că în jur de 30 de hectare. 30 de hectare, da? Bun. Unul dintre investitorii din Pașcani a spus, păi atât, 30? Păi am eu nevoie de suprafața aia ca să-mi dezvolt eu afacerile. Ce parc industrial e ăla dacă faci, dacă ajunge unei societăți? Ei, societatea respectivă nici n-a stat pe gânduri. N-a așteptat cineva să măsoare cu ruleta, cu metru, să facă vreun act sau ceva. S-a dus la ieșirea din Pașcani spre Stoniceni. Adică spre China, Rusia sau eu știu cum văd alții lucrurile. Și s-a dus, a cumpărat terenul de acolo, a făcut hale și a dat drumul la... să facă bani. Muncește acolo. Investiția a fost făcută. Noi, în schimb, trebuie să găsim tot felul de motive, tot felul de virgule, tot felul de chestiuni ca să nu facem. Dom'le, este sau nu nevoie de parc industrial la Pașcani? Când a fost propunerea consilierului județean de la PNL, atunci era nevoie. Când vine un alt consilier local de-al nostru cu propunerea, hai să facem parc industrial, nu mai e bine. E de neînțeles, pe cuvânt că este de neînțeles. Dacă ar veni un specialist, că despre asta este vorba, îl mandatăm pe unul, îl plătim pe unul, să meargă să discute cu toate primăriile din zonă, să aibă o altă perspectivă, că și el are acces la hărți și așa mai departe, și ar putea spune, dom'le, cam în zona asta văd eu lucrurile, că acolo aveți și utilități, sau e o zonă care se pretează pentru industrie, nu afectează atât de mult mediul, pentru că sunt necesare și astfel de chestiuni de luat în calcul. Nu? Ar putea folosi, exact cum ați spus, avem forță de muncă în zonă interesată sau nu avem? S-ar putea să facem un parc industrial și să rămână cum este ăla, aproape de Iași, locația aia agricolă care a rămas ani de zile fără să fie folosită. Și așa mai departe. Ai noștri consilieri? Nu. Așteptăm studiile de... Când vor fi făcute ele, nu? Și o precizare, ca să vedeți de unde a plecat și ideea de studiu de fezabilitate. La Iași, Consiliul Județean are aprobări pentru un parc industrial la Lescani. Ce au făcut? Au mers la Lescani, cei din Lescani au cedat pământul, au modificat puzul, au făcut tot ce au și au pus la dispoziție terenul. Când s-a apucat de treabă, stați că pe aici trece autostrada. Deci ca să vedeți că au făcut-o fără cap. După care, Consiliul Județean face un proiect prin care
ceri un studiu de fezabilitate. Adică ce ați cerut dumneavoastră? Exact. Deci după ce au făcut gogomânia pe românește, fac studiul de fezabilitate, Consiliul Județean, și cer să vadă unii. Deci nu e o poveste, și atunci, nu? Și atunci cum? Trebuie să facem și noi ca ei? Păi asta ne spuneau domnii din compartimentul de specialitate. Spuneau, domnule, că trebuie să mergi la urbanism, să dăm certificat de urbanism. Băi, ce să-mi dea ăla de la de urbanism? Pentru că noi nu avem terenul, nu știm cât teren și nu știm zona. De asta avem nevoie de un specialist care să ne spune unde, cum și cât. Despre asta e vorba. Să caute să vină cu mai multe propuneri, ar fi urmat să vină în Consiliul Local și să spună, oameni buni, cam aici văd, cam așa și așa mai departe, nu? Deci aici nu se punea problema când înființăm parcul. Încă o dată, domnul consilier Olariu a explicat foarte bine. Un specialist vine, face o analiză, propune soluții. Pentru că ați făcut o referire, care a făcut-o și domnul primar, vis-a-vis de inventarul domeniului public și privat. Bineînțeles că există inventarul domeniului public și privat al municipiului Pașcani, este aprobat prin hotărâre de guvern. Acum, în baza noului cod administrativ, legea care s-a schimbat în trecut, trebuie să facem reinventariere. Dumnealui a spus astăzi cu tocmai am semnat o dispoziție pentru a se constitui acea comisie. Nu, acea dispoziție a fost emisă de domnul primar Dumitru Pantazi atunci când i-a impus legea. Cei din toate compartimentele implicate deja lucrau la reinventarierea domeniului public și privat. Dumnealui automat a schimbat vechea dispoziție pentru că s-a schimbat structura conducerii din OAT. Deci nu a inventat el că a dat dumnealui o dispoziție. Nu. Pentru că văd că încearcă să forțeze și transformă primăria ca ceva SRL-ul personal. Nu este așa. Deci dumnealui trebuie să privească și lucrurile bune care s-au întâmplat. Dacă are merite dumnealui, le recunoaștem, dar nu numai el face și tot ceea ce face el este bun, restul am făcut. Trebuie spus că dacă Pașcani nu are suprafața respectivă de teren, poate fi cumpărat teren. Adică nu e niciun fel de problemă. Cumpărat. Dacă este teren liber și este privat, iar Pașcani nu are sau alte OAT-uri nu pot să pună la dispoziție un astfel de teren, el poate fi cumpărat dacă găsim teren liber. Nu? Adică dacă este nevoie, dacă și eu cred aș porni cu studiu chiar de aici, dacă Pașcani are nevoie. Pentru că exact. I-aș întreba și pe oamenii de afaceri din Pașcani, dom'le, voi vreți să investiți în Pașcani? Cam ce potențial sau ce proiecte de investiții aveți? Și cam ce vreți să faceți? De aici aș porni cu discuția. Nu? Dacă un astfel de parc industrial ar avea corespondent, nu? În așteptările oamenilor de afaceri. Dacă vine cineva, adică nu facem o investiție, după aia așteptăm, dăm scrisori, trimitem mail-uri, dar nu cumva vreți să veniți sau nu cumva vreți să veniți să faceți concurență celor care deja sunt aici sau ceva de gen. Adică ar trebui de la un dialog concret cu cei care deja sunt aici și vor să-și dezvolte sau investitorii locali. Ori acest dialog cred că ar trebui să-l facă nu cum se face acum dialogul cu oamenii de afaceri. Sună primarul și mă întâlnesc față în față cu unul sau doi oameni de afaceri. Nu? Sună altceva, ca să nu spun. Nu? Ar trebui să o facă o instituție specializată, oameni care știu să facă lucrul ăsta și să tragă concluziile necesare. Ele să fie afișate, puse într-un document și documentul să fie prezentat Consiliul Local cu toate datele necesare. Bun, haideți și cu ultimul proiect. Mai era unul, nu? Aquapark. Era Aquapark. Da? Deci da. Astea au fost proiectele, da? Patru proiecte, din care unul, iată, a trecut, celelalte trei nu au fost aprobate. Luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim să mai discutăm și alte chestii. În 10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și becea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri.
Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu Macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. New Art a devenit Aroma Ristorante Epizzeria. Acum găsiți la noi bucate alese, gătite de bucătari premiați, cu specific italian și românesc. Servim pește și fructe de mare, pizza, paste, aperitive, ciorbe, salate și desert, precum și meniul de bar-cafe. Ingredientele sunt fine, atent selectate, furnizate de producători recunoscuți pentru standardele de calitate. Vă puteți relaxa într-un decor care preia elemente din arhitectura mediteraneană, conceput pentru cei care doresc să se bucure de ceva bun sau de o simplă cafea. Se fac și livrări la domiciliu sau evenimente private. Aroma Ristorante Epizzeria, în zona centrală a municipiului Pașcani, vis-a-vis de oficiul poștal Deal. Relații la telefon 0729 422 499. S-a deschis o nouă stație ITP în municipiul Pașcani. Ando Service Center oferă servicii de calitate pentru autoturisme și camioane. În noul sediu găsiți aparatură de ultimă generație, dar și personal calificat cu multă experiență. În aceeași locație este un centru de verificări tahograf, limitatoare de viteză și un servis pentru reparații complexe și diagnoză pentru camioane și remorci. Încercați cu încredere serviciile oferite de noua stație ITP Ando Service Center. Sediul se află pe strada Gării numărul 50 Pașcani, înainte de bariera spre Suburbia Lunca pe partea dreaptă. Programul este de luni până vineri, între orele 8-18, iar sâmbăta până la ora 12. Relații la numărul de telefon 0726 291 557. Da, am revenit în studio după o scurtă pauză de publicitate. Invitații mei, domnul Sorin Olariu, consilier local PMP, și doamna Gabriela Nedelcu, consilier local PSD. Luni, iată, o nouă ședință extraordinară, dacă nu greșesc, de la ora 13. Și este foarte posibil să mai fie încă una până la sfârșitul anului, din câte am auzit. Bun, deci se muncește zdravăn pentru a fi aprobat o serie de proiecte de hotărâre. Cele mai importante de pe ordinea de zi de luni sunt cele pentru validarea a doi consilieri. Depunerea jurământului. Depunerea jurământului, exact. Și cel cu serviciu de dezăpezire. Ați văzut și dumneavoastră cum a fost în Pașcani în aceste zile. Patinoar cu intrare liberă. Și primarul a fost nevoit să-și ceară scuze, sau obișnuit să-și ceară scuze. Asta nu e o soluție totuși. Pe motiv că n-a intervenit primăria, adică muncitorii primăriei nu au intervenit pe trotuare, pe alei. Nici aia de la salubritate n-au fost lăsați să intervină, pentru că nu puteau fi decotate serviciile. Și iată, documentele au stat în așteptare, în analiză, nu era bun preț, era mare prețul și așa mai departe. În sfârșit, luni vor fi puse în discuție prețurile și delegarea acestui serviciu. Să începem cu depunerea jurământului de către doi consilieri locali de pe lista PNL, în locul celor care și-au dat demisia. Bun. În ședința anterioară, consilierii nu au aprobat vacantarea posturilor. Din punct de vedere administrativ, pasul următor era ca prefectul să emită un document care să fie înaintat mai apoi cu cele de la Secretariatul Primăriei instanței de judecată pentru validare și mai apoi să vină
iată, în ședință să depună jurământul. Lucrurile s-au încurcat. Prefectul n-a emis documentul respectiv, secretara primăriei s-a grăbit, din câte am înțeles, și a trimis dosarul la instanță. Instanța a validat cele două mandate, fără să aibă la mapă și documentul necesar. Deci, cu alte cuvinte, n-au fost vacantate posturile respective, dar cei doi consilieri vor veni luni să depună jurământul. Cine face lumină din punct de vedere legal pe această chestiune? Aș vrea să știu cine dă un răspuns privitor la această chestiune, pentru că secretarul sau secretara primăriei este în culpă din acest punct de vedere. Dacă Consiliul Local nu a aprobat o hotărâre, dacă prefectul județului nu a emis un document în sensul ăsta, este ok? Este în regulă ca cei doi consilieri să depună jurământul? Aici lucrurile trebuie clarificate, nu lăsate. Pentru că, într-o ședință anterioară, s-a mai făcut o prostie. Deși legea spune că fiecare consilier local trebuie să facă parte dintr-o comisie de specialitate, iată, este un consilier care nu face parte din comisie de specialitate. Adică nu a fost respectată legea. Se va merge și de această dată fix la fel cu nerespectarea legii? Da. Da, am spus că se va merge în continuare. De ce? Nerespectarea legii. Noi astăzi am avut comisia juridică pentru ședința de luni, ședința extraordinară, și am ridicat exact aceste aspecte. Faptul că au fost validați de către instanță și este o hotărâre judecătorească pe care noi trebuie să o respectăm, fără a se emite acel ordin al prefectului de constatare a vacantării celor două posturi. Vreau să se înțeleagă foarte clar, nu avem nimic împotrivă, nu ne opunem ca cei doi să depună jurământul, dar totuși este o speță juridică care, din punctul nostru de vedere a Partidului Social Democrat, considerăm că s-a greșit și nu este legal ceea ce se întâmplă. Ne-am exprimat punctul de vedere în comisia juridică, am fost contraziși că nu avem dreptate. A rămas în cursul zilei de astăzi și luni să solicităm niște puncte de vedere juridice și la juriștii noștri, bineînțeles, din partid, și să avem un punct de vedere. Deci, încă o dată, vreau să înțeleagă foarte clar, nu ne împotrivim să depună jurământul cei doi consilieri locali, dar vrem ca totul să se desfășoare în cadrul legal. După cum știți, la acea ședință pe care am desfășurat-o online, și noi nu suntem de acord și am depus și o hârtie în acest sens să desfășurăm ședințele online, pentru că avem această la primărie care ne permite să interacționăm, să avem un dialog viu între noi, nu să fiu obstrucționată să iau cuvântul, cum s-a încercat de fapt și astăzi, când am voie să iau cuvântul. Am solicitat să fie ședințele în sală, așa, și atunci, la acea ședință online, am ridicat problema că trebuie să votăm foarte multe consilii de administrații, comisii, care implică vot per persoană, și codul administrativ scrie foarte clar, în cazul votării persoanei trebuie să fie vot secret. Din cutuma anterioară a celorlalți ani, într-adevăr, s-a mai votat deschis, dar înainte se consulta Consiliul dacă putem vota deschis, ne fiind concurență, s-a mai votat și așa. Dar noi, Partidul Social Democrat, a constatat faptul că dumnealor n-au respectat legea, din mai multe puncte de vedere. În primul rând, au respectat paritatea rezultată în urma alegerilor. Dumnealor au câte 3 membri în toate comisiile, cu excepția învățământului, în contextul în care noi, Partidul Social Democrat, avem cele mai multe voturi din partea pășcănenilor, suntem 8 consilieri noi și 8 ei. Și uite că au monopolizat, practic, tot ceea ce înseamnă comisii de specialitate. Deci, ca să fie clar, deci, din punct de vedere al numărului de voturi, PSD-ul a câștigat alegerile pentru Consiliul Local, la o diferență de 100 sau ceva de voturi. Din punct de vedere al repartizării mandatelor, din cei 19 consilieri, 8 sunt de la PSD, 8 de la PNL, 2 de la Pro-România și 1 de la PMP. Deci PSD-ul și PNL-ul au fix
aceleași mandate, 8 și 8 mandate. Bun. Ce s-a întâmplat cu, la comisii? Sunt 4 comisii în Consiliul Local. În momentul de față, PNL-ul are președinția, adică conduce 3 comisii și PSD-ul conduce o singură comisie. Cum au reușit să facă asta? Fix prin combinații. Fix prin astfel de combinații și iată, au pus stăpânire pe 3 comisii. Pe 4. Deci 4 comisii ca și număr. Deci ei au în toate comisiile majoritate. Au majoritate în, toate? În da, cele 4? Da, da. Și în învățământ? Da. E la învățământ la noi este doamna Pertu și domnul Haldan. Din păcate, din această conjunctură proastă, deci în toate 4 comisii. Un bun specialist pentru în economie a ajuns la învățământ. Da? De vreme ce învățământul a dat astăzi da. Nu avize, mă gândeam că aveți acolo control. Deci nu aveți nici în comisia de învățământ. Foarte tare. Deci nici o comisie... Nu, cred că greșesc. Greșesc. Da? În comisia de învățământ aveți, da? Rectific este și da, colegul nostru Vlad. Da? Da? Deci în comisia de învățământ aveți control. Deci 3 comisii sunt stăpânite, iată, de PNL, una de PSD. Ceea ce nu e în regulă, pentru că din punct de vedere al mandatelor, distribuția trebuia să fie alta, diferită. Bun. Și veți reuși să rezolvați această problemă? Nu știu. De asta vă spuneam, nu au respectat și nu respectă legea. Tot data trecută, când s-a organizat ședința în sală, în comisia juridică, când s-au ales prima dată comisiile, noi am sesizat faptul că nu toți consilierii locali se regăsesc într-o comisie. Pentru că în codul administrativ scrie foarte clar, consilierul local are obligația să facă parte din minim o comisie și maxim 3. În cazul domnului viceprimar Rățoi, care el își păstrează calitatea de consilier, dumnealui nu se regăsea nici într-o comisie. Am sesizat acest aspect și în plen și în comisia juridică și iată astăzi proiectul de hotărâre care l-avem pus pe masă continuă să aibă aceeași eroare judiciară. Și anume, domnul viceprimar Rățoi nu îl regăsim nici într-o comisie. Deci ăsta a fost al doilea aspect pentru care noi n-am votat astăzi. Și al treilea aspect, și mai frumos, în cuprinsul proiectului de hotărâre de Consiliu, pe locurile vacante erau și deja nominalizate persoanele din partea PNL-ului. Și am spus că nu este corect. Poate eu vin cu altă propunere. Unde scrie că acel post este dedicat PNL-ului? Până la urmă rezultă din vot. Au făcut amendament și au scos nominalizările pentru cei doi care vor depune jurământul luni. Deci acest proiect îmbracă 3 aspecte de ilegalitate. Bun. Și veți participa la vot? De participa la vot, cred că vom participa. De ce să nu participăm? Dar ne vom pune punctele de vedere și eu sper să se repare aceste erori. Am înțeles. Da, după cum știm, PNL sfidează efectiv legea chiar, cum spun eu, în atât de puțin timp, atât de multe erori juridice. Deci pe mine, cum spun eu, mă miră pentru că domniilor au, acum nu mai un jurist, au 2 juriști în echipa PNL-ului. Și numai că mă miră, dar mă și sperie până la urmă, că, Doamne, mă iartă, dar vii, institui domnia legii la Pașcani, ai mai mulți consilieri juriști și tu încalci legea fără să clipești, ca să zic așa? Bun, vom vedea cum va fi. Problema care mă deranjează pe mine cel mai mult e și componența comisiilor. Și dau exemplu comisiei economice. Eu aș vedea în comisia economică să-l avem pe domnul Vlad Macovei, domnul Haldan, deci manageri care au... Cum spun eu, experiență. Au experiență. Nu, eu tot zic. Avem pe doamna jurist de la PNL și doamna Mihaela Spiridon, care e profesor în Comisia Economică, și domnul Haldan și domnul Macovei sunt Comisia de Învățământ. Adică despre ce vorbim? Mi se pare... Domnul Haldan nici nu a fost la ședință din conjuncturală. Vă explic eu cum s-a desfășurat atunci ședința. Dumnealor i-au interesat, dumnealor consilierii PNL, să-și pună câte 3 oameni să aibă controlul asupra celor mai importante comisii din Consiliul Local. Noi la partid am zis că
Nu vrem să fie o ședință, să începem ședințele de Consiliu Local cu ceartă, cu contrazicere. Am zis, suntem eleganți. Specific PSD-ului. Da, specific PSD-ului. Propunem noi câte doi de la noi și ne-am trezit în plen. Domnul Olariu, practic, eu atunci am sesizat domnul Rățoi, vă spun sincer, n-am sesizat că nu este nici într-o comisie. Eu am sesizat că nu este în comisie. Așa? Nu se regăsea nici într-o comisie și atunci a fost o chestie că trebuia să renunțe cineva de la noi și așa a fost conjunctura. Dar este o mare greșeală și, repet, componența comisiilor trebuie făcută în funcție și de specialitatea omului și de expertiză și experiență. Știu că am avut și eu colegi și m-au întrebat, dar tu de ce nu ești la învățământ? Le-am explicat și vreau să explic și acum pentru toți. Am ales să merg pe comisia juridică, nu pentru că nu-mi place comisia de învățământ, pentru că eu sunt cadru didactic și țin foarte mult la profesia mea și o respect foarte mult. Am vrut să intru în comisia juridică pentru că aici este comisia la care vin toate proiectele care intră pe ordinea de zi și primesc avizele și datorită faptului că am o experiență în administrația locală. Care e jurist. Da. Și am o experiență în administrația locală de 4 ani plus experiența din anii anteriori de Consiliu Local și trebuia să fie acoperită și zona aceasta. Am înțeles. Bun. Foarte pe scurt, un minut mai avem până la final. Am văzut în ultimele zile că sunteți mai degrabă reporteri de teren. Filmați, monitorizați pe la groapa de gunoi. Care e situația? Situația este cea care am relatat-o. Este un dezastru accelerat pentru că acum trebuie să recunoaștem. Groapa nu e de astăzi, de ieri, are mult timp de când e acolo. Dar ceea ce am văzut în ultimul timp, cum spun eu, cred că s-a dublat cantitatea de gunoi de acolo. Deci primăria colectează și depozitează gunoiul verde, da? Știi ce se... Și, dar nu, că numai. Sau oarecum s-au oprit, dar duceau tot ce găseau pe domeniul public. Nu conta, cauciucuri, plastic, tot duceau acolo. N-ați văzut că i-am găsit acoperit, au acoperit cu pământ, doar nu se vede. Dar au continuat, au dat foc, au pus peste, cumva să arde, eventual să nu se vadă. Și ca să-mi dau seama, ca să vedeți dimensiunea, vine domnul viceprimar, primar, și ne spune că cei de la GDXM au preluat cu 100 de tone mai puțin gunoi de pe domeniul public. În noiembrie, față în de noiembrie. Păi acum eu mă întreb, domnul primar, unde e acel gunoi? S-a topit? Pentru că dacă ar fi fost gunoi selectat, ar trebui să se vadă în factura GDXM. Deci GDXM ar trebui să ne plătească nou 100 de tone de material reciclat, hârtie, plastic și așa mai departe. Dar numai că nu ne-a spus. Și îl provoc pe domnul primar să vină să ne spună unde sunt acele 100 de tone de gunoi, da? Chiar vreau să văd unde ați depozitat-o, ca să vedeți că nu vorbesc aiurea. Păi nu e vorba de gunoi depozitat la groapa. Păi aia e că în momentul când am spus că dezastrul este accelerat și eu cred că e și dublu. Deci n-au reușit ceilalți dinainte să producă gunoi în atâția ani de zile sau să pună acolo, cât au reușit ei într-o lună de zile. Deci este un dezastru ecologic acolo. Am și arătat-o în filmulețele alea. Vreau să ne spună domnul primar unde este 100 de tone de gunoi care a dispărut. Păi, nu știu dacă a dispărut. Cred că exprimarea a fost total nefericită. Nu, că domeniilor nu recunosc. Domnule, nu e adevărat că nu știu. Gunoi este fix același. Doar dacă pășcănenii au produs mai puțin gunoi, să spunem, dar în niciun caz mai puțin cu 100 de tone. Păi acum vin sărbătorile. Pentru că acea componentă selectivă face parte tot din cantitatea de gunoi din municipiul Pașcani. Că o parte din ea, mai mult sau mai puțin, este selectiv, e cu totul altceva. Bun. Dar eu mă întreb cât gunoi a fost depozitat acolo neconform. Asta cred că este principala problemă. Și când anume vor fi îndeplinite condiții legale pentru a mai putea fi folosită această variantă? Nu, acea variantă nu mai poate fi folosită deloc. Și vă spun de ce. Acolo, pe timpuri, acum, cred, 2013, abana, nu mai-ți minte, a fost cumva dat o hotărâre de Consiliu Local prin care se stabilea locația.
dar aia ar fi trebuit betonată și îngrădită, că așa se face. Și acolo trebuia să ajungă, să ajungă resturile vegetale și materialul inert provenind din construcții. Acum, bun, s-a întâmplat și s-a întâmplat, dar vreau să văd că domnul primar amenajează, nu tot acolo, că am văzut idei, chiar dumnealui spunea și cu domnul viceprimar, că vor betona, nu puteți să o faceți acolo. Pentru că închipuiți-vă că de sub, ați pus un pic de pământ deasupra și de sub e gunoi. Terenul va, cu siguranță se va mișca. Deci sunt niște bani aruncați acolo. Trebuie să fie găsit altă locație, betonată, îngrădită, îți iei pentru resturile vegetale, îți cumperi un tocător, ai tocat tot ce e de tocat, pentru a micșora, că să n-ai nevoie de suprafață prea mare, restânsă, resturile vegetale tocate și depozitate, ori îți cumperi tu un utilaj și faci peleți, sau predai o firmă specializată. La materialul inert care provine din construcții, la fel de simplu. L-ai depozitat acolo, ți-ai cumpărat un utilaj care concasează acest material, și ți-ai făcut balastru, ți-ai făcut, pentru că am mai dat exemplu celor de la ProInvest. Care au făcut demolările, le-au tocat și au pregătit l-au terenul. Deci l-au folosit în loc de material. Vă rog. Eu am văzut și eu filmulețul postat de domnul consilier și, sincer să fiu, am rămas surprinsă. Eu, cât am fost viceprimar, am fost de mai multe ori în zona respectivă, tocmai pentru a monitoriza ce se întâmplă la acea groapă de gunoi. Întotdeauna s-au cărat și deșeuri din construcții și crengi, și, dar ce am văzut acum, parcă s-a transformat în vechea groapă de gunoi a municipiului Pașcani. Eu cred că trebuie să privească actuala conducere a primăriei cu mare atenție aceste aspecte legate de mediu. Soluții există. Văd că vor să facă așa cum au făcut și acele platforme pilot selective, vor să improvizeze ceva. Atenționez faptul că nu poți face orice pe domeniul public sau privat al municipiului pentru că vrei tu. Trebuie să respecte legislația, să aibă un proiect cu toate avizele necesare pentru autorizarea acestei gropi de gunoi, pentru că ea nu este autorizată. Și nu este autorizată pentru că regimul terenului nu permite autorizarea lui. Bun, foarte pe scurt. Unde se află municipalitatea cu proiectele lăsate de fosta administrație? Noi am atras atenția printr-un material acum câteva săptămâni de zile, în urma unei situații prezentate de ADR Piatra Neamț, că erau lucruri care trebuiau rezolvate într-o perioadă scurtă de timp și tocmai pentru a nu fi pierdute aceste fonduri europene. Din acest punct de vedere, unde se află administrația locală, am văzut că la început executivul a spus că nu sunt probleme, că nu există nicio problemă, după care am înțeles că a rezolvat problemele respective, deci au fost probleme și le-a rezolvat. Sau care este adevărul, care este situația? Nu știu, este un subiect atât de amplu cât cred că ar trebui încă o emisiune pentru toate proiectele. Deci, repet, în mandatul anterior s-au semnat și avem depuse proiecte. Sunt proiecte, contractele semnate de peste 10 milioane de euro. Toate proiectele sunt în diverse faze de implementare. Spre norocul lor, acelor care au venit acum la primărie, au primit în brațe un cadou foarte frumos. Proiecte depuse, proiecte aprobate, licitații la unele finalizate, la altele în curs de finalizare, deci greul din ceea ce privește domeniul birocratic a trecut pe marea majoritate a proiectelor. Acum urmează, în marea majoritate a lor, execuția efectivă. Am văzut o emisiune a domnului Bodoașcă, cum se lăuda cu mare tupeu. Cu mare tupeu, că dumnealor au venit și în câteva săptămâni au deblocat situația. N-au făcut nimic. Și o spun foarte apăsat și foarte responsabil. De aceea am spus că trebuie foarte mult să explic. Fiecare proiect era într-un anumit parcurs. N-au deblocat ei absolut nimic. Totul s-a întâmplat în urma demersurilor făcute de noi până în momentul în care am plecat. Se bucura ca un copil
că el va fi cel care va tăia panglica la obiectivul de investiții, reabilitarea Palatului Cantacuzino. Acel proiect n-ar fi existat și n-ar fi primit finanțare dacă nu ar fi fost foarte bine lucrat, foarte bine susținut, numai cât lobby s-a făcut de către domnul primar Dumitru Pantazi, numai cât efort financiar personal s-a făcut, astfel încât acest proiect să devină o realitate, pentru că este emblema orașului nostru. Chiar să lăudau pe un alt proiect, v-am spus, sunt multe de spus, avem un proiect cu digitalizarea serviciilor din OAT Pașcani. Acel proiect era în implementare, cumpărasem, făcusem mare licitație, ceea ce înseamnă servere, absolut totul, prin proiect informatizăm poliția locală, evidența populației și serviciul de taxe și impozite locale, precum și realizăm arhiva electronică a primăriei. Prima dată n-am dat importanță la o postare de pe pagina lor a PNL-ului, că datorită PNL-ului serviciul de taxe și impozite locale este digitalizat acum. Nu înțelegeam. Auzindu-l pe domnul Bodoașcă, am înțeles că își asumă această activitate a proiectului derulată de către noi pentru pășcăneni și o asumă dumnealor ca liberal, că datorită lor acum se pot plăti taxele și impozite locale online, să-ți vizualizezi întregul istoric, să-ți vizualizezi rolul fiscal. Nu, dumnealor au făcut un proiect de hotărâri pe care l-am votat, prin care ne-am abonat la... cum se cheamă, ghișeu.ro, da. Care nu are nicio legătură cu ceea ce se întâmplă acum pe acest proiect cu fonduri, europene. Mai făcea referire la proiectul ce vizează școala Iordache Cantacuzino. Întotdeauna au spus că este un proiect greșit. E greșit, datorită administrației Pantazi s-a făcut un proiect greșit. Acum proiectul este bun. Pentru că acum am primit avizul de la cei de la Agenția de Dezvoltare Nord-Est. Recapitulez puțin. Proiectul a fost depus pentru eficientizare energetică, ceea ce înseamnă schimbarea geamurilor, anvelopări. În momentul în care, deci acesta a fost ghidul de finanțare, studiul, DALIU s-a făcut pe acest conform ghidului de finanțare. Când s-a trecut la proiectarea efectivă, în momentul în care intervii asupra unui obiectiv de investiții, cum este școală, la finalul investiției trebuie obligatoriu să ai, conform legii și conform ghidului de finanțare aprobat de Uniunea Europeană, trebuie să ai avize la tot ce înseamnă ISU, DSP. Automat, proiectantul, când s-a dus la ISU să obțină aviz pe proiect, i s-au făcut observații, i s-a cerut presiunea la apă, circuitele. Și automat au intervenit lucrări suplimentare. De exemplu, se va face o rezervă intangibilă de apă lângă școala 3 pentru a asigura presiunea în caz de incendiu, Doamne ferește. La DSP, tot la fel, s-a cerut prin proiectare conformarea tuturor toaletelor pentru persoane cu dizabilități, pentru copii de diverse vârste. Și automat, valoarea mare a proiectului a crescut. Noi ne-am asumat prin hotărâre de Consiliu Local aceste noi lucrări, absolut necesare pentru a primi avizele, până la urmă nu schimb un geam, facem o școală frumoasă în integralitatea ei, ne-am asumat că vom prelua noi cheltuielile și restul de lucruri le scoatem la licitație. Când am primit soluția de la proiectant, normal, ne-am dus la Agenția de Dezvoltare Nord-Est, am consultat specialiștii, mi s-a explicat cum să facem, am refăcut listele de cantități, am desfăcut proiectul în două, deci au fost niște pași de parcurs și un dialog constructiv și constant între noi, primărie, proiectant, executant, specialiștii de la Nord-Est, ne-am deplasat acolo cu toții, am stat cu orele întregi să găsim soluția, astfel încât noi să finanțăm acele lucrări suplimentare și ADR-ul să ne deconteze celelalte lucrări. Și dumnealor, a intervenit pandemia, chiar evaluatorul extern, pentru că ei lucrează cu evaluatori externi care ne monitorizau pe noi, a avut o problemă de sănătate. Dumnealor au solicitat și un punct de vedere de la București, de la Agenția de Dezvoltare, și drept pentru care s-au constatat că proiectul este corect și este bun. Drept pentru care am primit avizul. Dar sunt foarte multe lucruri, dar ce vreau să subliniez?
Proiectele nu sunt ale administrației Pantazi. Proiectele nu sunt ale administrației PNL. Proiectele au fost făcute pentru pășcăneni, în interesul pășcănenilor. Și vreau să fie tratate cu respect din partea actualilor conducători. Chiar dacă inițial au spus că vor prelua managementul proiectelor, acum eu cred că sunt precauți și au lăsat funcționarii publici. Eu întotdeauna le spuneam colegii mei, că așa i-am simțit, nu funcționarii publici, să le managerieze. Tocmai cred că ca să nu-și asume responsabilități pentru ca urmă. Ca să managerezi, trebuie să te pricepi, dacă nu te pricepi. Dumnealui a zis că a făcut un curs ca să ne demonstreze că se poate. Deci nu așa. Proiectele acestea trebuie privite cu seriozitate, urmează etape grele, complicate de implementare a lor. De aceea mă ofer și acum. O repet. Oricând sunt deschisă, dacă aveți nevoie de vreun sfat, dacă aveți nevoie să vin lângă dumneavoastră, cu mare drag o fac, pentru că eu am lucrat efectiv pe aceste proiecte și am lucrat cu sufletul pentru pășcăneni. Am înțeles. Bun, am ajuns la final de emisiune. Nu pot să nu constat că atunci când în 2012, parcă, da? După ce fostul primar Crăciunescu a lăsat fix în aceeași etapă un proiect, ăla cu PID-ul. Nu se compară. Dar tot așa era pe hârtie și urma să fie implementat, nu? Atunci și după, mai ales după, s-a spus, păi, proiectul fostului liberal Crăciunescu e proiectul nostru. Pantazi a făcut proiectul nostru. Acum, când discutăm nu de unul, ci de șase proiecte, lăsate tot în etapă, adică pe hârtie, care urmează să fie implementate, acum nu mai sunt proiectele lui Pantazi sau așa, nu. Sunt proiectele noastre. Sunt vedeți cum se proiectele comunității. Lucrurile. Trebuie privite ca și proiectele comunității. Da. Bun. Da, așa este. Eu vreau să fac și o precizare, că am sensat de multe ori că domnul de la PNL spunea nu, că astea sunt proiectele noastre, nu aveți voi niciun merit. E, fix așa se întâmplă, dar probabil a uitat. Și încă o chestie, mi-aduc aminte, chiar doamna Nedelcoa mea a adus în discuție pe domnul Bodoașcă, cum erau funcționarii aia, domnule, cum erau analfabeti funcționali, incompetenți și acum, știți ce a spus? Că sunt foarte buni. Da, sunt cei mai competenți. Aceeași. Și totuși, când a fost, când ne-a mințit, atunci sau cum? Eu niciodată, deci întotdeauna am considerat că în primărie sunt oameni de calitate, niciodată n-am spus, decât că sunt colega lor și muncesc împreună cu ei. Și mai vreau să fac, pentru că tot la fel se speculează în spațiu public, acel spor pe care le-a primarul sau viceprimarul, pentru că implementează proiecte europene. Eu țin minte că după semnarea primului proiect, respectiv Palatul Cantacuzinov, domnul primar Pantazi a avut o reacție chiar foarte vehementă, pentru că el nu vroia acele sporuri, absolut deloc. Și țin minte că a fost o discuție și cu cei de la resurse umane și cu cei de la economic, cu doamna secretar, în care i s-a explicat domnului primar, este lege, prin lege aveți acest drept, nu avem cum să nu vi-l dăm. Că faceți dumneavoastră ceva după aia cu ei, este altceva. Și acum, cum? Acum nu știu, dar domnul Bodoașcă a spus că el nu... Nici domnul Bodoașcă nu e primar. Nu, nici el, nici primarul, nici viceprimarul nu vor lua sub nicio formă. Sunt curioasă acum dacă s-au găsit soluții ca să nu se ia acel spor, că nici domnul primar n-a vrut să-l ia. Iar salariul sau indemnizația e mai mică decât era înainte? Știți că era critica că primarul ia, nu știu, o avere. Acum primarul ia aceeași indemnizație, da. Foarte tare. Bun, punem punct emisiunii de astăzi. Ați urmărit o dezbatere privitor la proiecte importante care, din păcate, n-au fost aprobate pentru a face un pas înainte. Doar unul din cele patru a fost aprobat, cel privitor la Parcul Peștișorul, la zona de agrement a Parcului Peștișorul. Vom vedea care va fi parcursul acestui proiect. O seară frumoasă în continuare. Seară bună. Seară bună.